pentru că e cam două noaptea, mă plictisesc și am chef să trezesc toată lumea, am decis să îmi fac părul. După cum vedeți, nu arată prea bine și am vrut de mult timp să îmi schimb culoarea și de ce nu noaptea, când toată lumea doarme. Întâi să vă arăt ce undercut mi-am făcut și cât de mare e acum. Și dacă tot l-am făcut, haideți să mă schimb cu totul, să zic așa. După cum vedeți aici, am, nu știu ce culoare am, un roz aliu, un verde și părul meu natural care a crescut mai bine de 5 cm, cred că e. Și de data asta sunt pregătită. Am luat foarte multe chestii, inclusiv și aș vrea să încerc această culoare de la Manic Panic, n-am încercat niciodată și da, cred că îl voi dilua. În niciun caz e fucsia, în niciun caz nu mă voi face această culoare pentru că nu-mi place deloc. Dar diluat sper să se vadă destul de bine. Dar înainte de a dilua și de a trece la vopsit, trebuie să mă decolorez. Pentru că nu vreau să am ruți, să am rădăcini. Oi, Doamne! Urăsc când uit. Nu vă uitați la părul meu, arată îngrozitor, da? În fine, faza e că rădăcina este mult prea mare și mi-e frică că nu se vadă rozul absolut deloc. Oi, Doamne! Cam vreau să iau de aici, să pun ceva decolorant și față de dățile trecute, când m-am decolorat absolut fără să știu ce mai vă fac, de data asta sunt pregătită bine, inclusiv cu tricoul. M-am decolorat, cred că de 20 de ori până acum și niciodată nu m-am schimbat. Când aveam chef să mă decolorez, mă decoloram așa cum eram îmbrăcată. Dar de data asta vreau să fac lucrurile bine, da? Că de fiecare dată fac câte o prostie și nu iese nimic, da? Și o să, dacă vă uimiți de ceea ce e pe mâna mea, nu vă temeți, vreau să-l folosesc pentru a face, pentru a desparte părul și a-l ține mai ok. Ok, să vă arăt, nu știu dacă știți, dar eu locuiesc în Italia, deci o să vă arăt ceea ce folosesc eu aici pentru a mă decolora. Deci, am o sticlă întreagă de oxidant, să-mi ajungă. Și acesta este decolorantul pe care l-am folosit până acum, de când sunt aici. Așa, și pentru că am zis că de data asta vreau să fac lucrurile bine, am staniol. Pentru prima dată. Pentru că vreau să țin căldura și să se decoloreze mai bine.
nu știați, uleiul de cocos protejează părul și e foarte bun, în general, pentru păr. Eu, de exemplu, am dormit acum 2 zile cu ulei de cocos în păr. Și cu asta o să și încep, o să încep să-mi pun ulei de cocos în păr. Deși trebuia să-mi pun, cred că, vreo 2-3 ore înainte, nu acum. Dar am uitat. Pentru că nu știam că o să fac asta în miezul nopții. Deci facem acum. O să îmi despart acum părul. Să vedem ce este. Minunat. Și o chestie foarte importantă este să purtați mânuși când vă decolorați și să aveți ferestrele deschise. Este mirosul destul de toxic și urați în baftă. După cum ați văzut, nu o să duc tot decoloratul până jos pentru că deja am vârfurile foarte uscate și sunt blonde, nu mai am nevoie. Da, ce credeți? Credeați că o să fac ceva mai bine de atât? În niciun caz. La spate e îngrozitor să te faci singură. Și e timpul ca omul de tinichea să-și dea părul la vedere. Sper că va ieși ok, deși what is this? Îmi e frică de ce o să fie aici. Pentru că, dacă vedeți, eu am vrut, cum am spus. Ok, e cam toxic. Trebuie să fac repede, să mă spăl repede, dau repede asta jos pentru că e toxic, nici nu pot să vorbesc. Dacă rămâne culoarea asta aici, e culoarea care o eu cel mai mult. Mi se întâmplă așa de des să rămână. Dacă rămâne, mă supăr tot. Oh my god, ce e aici? Ce e asta? Eu mă spăl repede, între timp vă rugați-vă pentru mine, pentru că habar n-am ce e asta. Da. O să fiu sinceră și o să spun că nu e cine știe ce. În partea aceasta îmi place, dar aici
Și apoi aici, habar n-am ce e, dar știu că nu e bine. Pe aici e ok. Problema este că, din câte știu, în această parte unde este portocaliu acum, nu se prinde culoarea. Nici măcar cea permanentă, este foarte greu și mi-e frică să nu se întâmple acum același lucru și să nu se prinde nimic aici. Dar vom vedea. Am aici Manic Panic. Care este foarte greu de deschis. Serios. Și pentru că am spus la început, nu-mi place culoarea asta, nu-mi place fucsia. Am aici. O cremă mare de 1 kg cu care voi dilua culoarea. Întâi o să pun mai puțin diluat în această parte, după aia o voi dilua spre un roz mai pal aici, în jos. Deși e verzui, nu mi este frică, pentru că văd tonalitățile de roșu, roz, ascunde bine verdele. Am să pun aici. Mă cam sperie culoarea. Pare neon. Vedeți și voi aceste bucăți aici? Să vedem mai mult pe bol. Nu înțeleg ce e. Ok, e prea de tot. Sper că nu se face așa pe păr. Scrieți acolo jos într-un comentariu dacă vă place culoarea. Vai, miroase așa de bine! Îmi vine să mănânc. What the hell? Miroase? Agumă! Știi tot ce miroase? Agumă Orbit Roz. E preferata mea. E cel mai superb lucru ever. Oh my god, fix așa miroase! Nu am ce face, se pare că aceasta este culoarea, deci cu asta o să mă dau. O, pătează rău, pătează rău. Vreați în baftă din nou. Deci cu partea, cu această vopsea mai închisă decât ceea ce vreau eu, mă voi da aici unde este portocaliu, sperând să meargă și să astupe acest portocaliu îngrozitor. E îngrozitoare culoarea, îngrozitoare, mă sperie culoarea, dar probabil nu o să iasă așa, o să iasă mai clar, cred eu. Și sper să
Sper. Dacă o să rămân cu culoarea asta în păr, o să urlu. Și o să mă fac chiar. Eu o să-mi prind părul acum. Și știți ceva? Ne vedem mâine. O să dorm așa. Pentru că am auzit că Manic Panic este foarte bun. E și nu strică părul, nu se întâmplă nimic. Dacă îl ții peste noapte, chiar e indicat de unii să îl ții peste noapte, deci deja e. Nici nu știu cât e ceasul. Așa că să vedem ce se întâmplă mâine. Pa, pa! Ta-da! Cam asta a ieșit. Și nu vroiam. O să fiu sinceră. Urăsc culorile fucsia și magenta, deci chiar am sperat că nu o să ajung așa. Și țineți minte ce am spus atunci când mă vopseam? Da? Dacă o să rămân cu culoarea asta în păr, o să urlu. Și o să mă fac chiar. Ok. Din păcate, a doua parte nu o să fac pentru că deja sunt cheală la spate destul. Dar, voi ce credeți cum este? O să fiu, cum am spus, sinceră, nu prea îmi plac aceste culori și țin minte că mai fost odată așa, chiar numai o zi, pentru că era spumă și nu era cine știe ce, a rămas doar pentru o spălare și eram super fericită. Vroiam doar așa un... Am fost chiar mai neon decât acum. Se vede... Wow. În fine. Voi chiar ce ziceți? Vă place sau nu? Și... V-ați vopsi așa? Asta este întrebarea. În fine, eu o să... Probabil o să pun poză de acum pe Instagram să vă... arăt cum se face după o spălare, două, dar sincer, mai mult de două spălări, cred că această culoare nu ține. O să devine un roz din ce în ce mai pal și asta și vreau. Asta vreau de la început chiar. Doar că am zis că nu se pune. Am stat cu asta în cap aproape 8 ore și se pare că a ținut. Acum să vedem cât de repede se duce. În fine, cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut acest video. L-am făcut mai mult din prostie, așa că nu știam ce să mai fac. Da, asta a fost tot. Ne vedem data viitoare, da? Pa, pa!